Teresia Marin și împreună promovăm podcastul Ploieștiul nostru, astfel încât să putem să ajungem la o audiență cât mai mare în domeniul implicării în comunitate, în domeniul proiectelor făcute de tineri și pentru tineri. Astăzi l-am alături de mine pe Ștefan Petre, care este președintele Consiliului Școlar al elevilor la Colegiul Național Ion Luca Caragiale și totodată un celebru artist pe plan local în orașul nostru Ploiești. Eu îi urez bun venit în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici alături de tine și de voi. Ștefan, aș vrea să te prezinți în câteva cuvinte, să ne spui de unde ești, cu ce te ocupi. Eu sunt din Filipești de Pădure, de fel, bine, de vreo 6 ani îmi fac veac în Ploiești, în fiecare zi stau mai mult în Ploiești decât în Filipești, pentru că aici învăț. Cum ai spus și tu, sunt în Colegiul Național Ilie Caragiale, sunt încă din clasa 6 aici și mă ocup cu tot felul de proiecte. Acum cea mai mare amploare pe plan personal, să zic, a prins-o muzica, care m-a pasionat de când eram mic și cu care mă ocup de tot așa de vreo 6 ani. Dar în ultimul an am început să am și rezultate din ce îmi doream și totul merge pe un făgaș bun, pot să spun. Sunt, cum ai spus, președinte în Consiliul Școlar al Elevilor din Caragiale, sunt implicat și în alte activități din acestea non-formale și îmi place să fac lucruri pentru comunitate. Nu sunt genul de om care să se implice neapărat în asociații, să fiu înscris în proiecte din astea oficiale, dar îmi place dacă pot să las ceva în urma mea, să fac ceva cu oamenii, pentru oameni. Pe mine asta mă bucură cel mai mult. Mă bucur mult că ai acceptat invitația și că ne vei vorbi despre implicarea ta în comunitate și apoi despre muzică. Chiar aș vrea să începem cu partea aceasta de consiliu, modul în care te-ai implicat. Știu că chiar anul trecut, pe vremea aceasta, ai fost ales președinte al Consiliului Școlar al Elevilor în școala ta. Și aș vrea să ne spui, dacă ți mai amintești emoțiile din acele momente, cine te-a susținut, prietenii, familia, profesorii sau cum anume a fost tot acel proces? Da, a fost un proces complicat, cu multe nopți nedormite și cu foarte multă muncă susținută în echipă. Noi am mers când am făcut campania pe ideea de echipă și mi-am făcut din start o echipă cu mai mulți colegi care nu mi-erau prieteni toți, cu unii pur și simplu mă cunoșteam și știam că fiecare e bun pe domeniul lui și în felul ăsta ne-am împărțit sarcinile în așa fel încât când am mers la clase să ne prezentăm proiectele, am spus X se ocupă cu partea asta, Y se ocupă cu partea respectivă. Interesant. Și da, în felul ăsta pot să zic că am câștigat încrederea oamenilor și le-am spus ce viziune avem și ce vrem să facem. Eu nu m-am băgat în proiectul ăsta nici vânând o diplomă pentru dosarul meu, nici știind foarte mult din ce aveam să fac, pentru că habar n-aveam sincer să fiu ce urma să fac și în ce mă bag. Dar mi-a plăcut ideea de a putea să fac ceva la mine în liceu care să îi facă pe colegii mei să vină cu mai mare plăcere la școală și în felul ăsta să simt că are un sens tot ceea ce fac. Și da, a fost un proces complicat până a reușit să fim aleși. Au fost foarte multe emoții și au fost zile de mers prin școală și de scos afișe și de lipit și așa mai departe. Dar mă bucur că o bună parte, cea mai mare parte din proiectele pe care le-am propus chiar au avut loc și unele au fost chiar mai bune decât mă așteptam să fie. Și sunt mândru de lucrul ăsta și cu ocazia asta că toți suntem aici, le mulțumesc tuturor din echipă și care m-au ajutat. Iar referitor la sprijin, ăsta a fost sprijinul cel mai mare, echipa mea și prietenii mei care mi-au fost alături și bineînțeles familia, pentru că fără familie și fără sprijinul lor nu făceam nimic. Uh-huh. Și cumva, tocmai ce ziceai tu, voi ați crescut cumva împreună ca echipă și ați fost aleși ca echipă, da, să fiți reprezentanții elevilor. Legat de această idee, de modul în care ați vrut voi să vă implicați în comunitate, ce v-a determinat? Pentru că știu că sunt foarte mulți tineri care poate au proiecte și au idei de lucruri pe care vor să le implementeze, însă nu au curajul respectiv. Ce v-a determinat pe voi să vreți să fiți reprezentanții elevilor, să vă implicați în comunitate? Sloganul nostru, când eram în campanie, era împreună construind schimbarea. Și în felul ăsta ne-am implicat tocmai ca să construim schimbarea despre care am vorbit și ca să facem lucrurile să se miște într-o direcție în care și noi eram reprezentați. Și ne-am gândit, mai mulți vorbind, având discuții, știind că urmează alegerile astea, că suntem de mulți ani în liceu și că n-am văzut neapărat implicarea asta sau am văzut-o poate mai puțin și că vrem să schimbăm chestia asta și să facem proiecte de la elevi pentru elevi care să-i vizeze fix pe ei și nevoile lor. Și avem mai multe planuri, am zis că uite, ne-ar ajuta și foarte mult pe plan personal și de ce să nu o facem. Asta a fost. A fost o decizie luată destul de scurt, destul de rapid, n-a fost un timp lung de gândire. Chiar foarte interesant. O poveste foarte interesantă și aș vrea să le transmiți un mesaj celor care, uite, poate au idei și vor să se implice, însă nu au acel curaj și nu au acea determinare și acea forță astfel încât chiar să pună în practică ceea ce își doresc. Aveți încredere în voi. Aveți încredere în voi. N-am avut ani de zile, a fost rău de când am început să am, o duc foarte bine.
aveți încredere în voi și dacă vreți să faceți un lucru, puteți să-l faceți, nimic nu e imposibil, găsiți-vă oamenii care să vă motiveze, să vă fie alături și să vă ajute și faceți ce simțiți că e nevoie să faceți, mai ales dacă e un lucru bun pentru oameni și pentru voi, nu vă dați înapoi pentru că n-aveți de ce, ăsta e sfatul meu. Foarte interesant. Și eu sunt de acord cu tine, pentru că în momentul în care chiar ai o idee, este păcat să nu o pui în practică și să nu aduci un bine în comunitatea din care faci parte. Adică, absolut. Este ideea ta și până la urmă merită spusă celorlalți și trebuie pusă în practică. Exact, și mai ales că eram mulți oameni și suntem mulți oameni cu ideile astea, se îmbină. Unul vine cu o viziune, altul vine cu altceva. Munca de echipă până la urmă. Da, munca în echipă tot timpul e mai bună decât munca individuală, din punctul meu de vedere. Pe mine tot timpul mă ajută să lucrez cu alți oameni care au aceleași interese, pasiuni, preocupări. Da, și fiecare vine cu partea lui unde este el cel mai bun și împreună iese un proiect de final absolut de excepție. Da. Știu că ați organizat foarte multe evenimente, Târgul de Crăciun, de exemplu, mie mi s-a părut unul de excepție, mai ales că a fost și pentru o cauză caritabilă. Și vreau să ne vorbești despre evenimentele pe care le-ați organizat în cadrul Consiliului. Da, Târgul de Crăciun a fost organizat în colaborare cu Asociația de Părinți de la noi și cu direcțiunea, cu conducerea liceului. Și toată lumea s-a unit în chestia asta care e o tradiție de fapt, de ani de zile, se întrerupsese din cauza pandemiei și acum am reluat-o. A fost prima ediție la care am avut și momente artistice de data asta, care au fost selectate de noi din Consiliul Elevilor și am avut în felul ăsta și un fundal artistic, am avut momente de muzică, de dans, de karate, am avut o felul de demonstrații. Foarte tare. Și chestia asta se întâmpla în timp ce vreo 75 de standuri, nu mai aduc aminte exact numărul, 72, 74, nu știu câte erau, de produse confecționate acasă sau de mâncăruri sau de tot felul de obiecte tradiționale. Erau valorificate de tineri și toți banii care s-au strâns au mers jumătate către cauza caritabilă de care ai vorbit, un băiat care avea nevoie de tratament, și jumătate către proiecte ale școlii alese de profesori și de elevi. Deci cumva acești elevi au învățat atât să confecționeze manual diferite obiecte, produse, ce ați vândut în cadrul târgului, dar ulterior acei bani au fost chiar folosiți și de ei spre alte proiecte. Un bine utilul cu plăcutul, pentru că toată lumea s-a simțit bine, a fost un proiect frumos. Eu mărturisesc că am văzut ultima oră și un pic din târg, că restul prezentam și eram pe acolo prinși, mai la cărat mese, l-am montat umbrele, noi n-avem curent la stand, se întâmplă chestiile astea pentru că a fost un eveniment mare. Dar cu ajutorul tuturor celor care au fost implicați în chestia asta și cu ajutorul sponsorilor și cu ajutorul tuturor oamenilor care ne-au susținut și au crezut în noi, am avut produsul ăsta final, repet, prin munca mulți oameni, doar a elevilor. Înțeles. Deci știu că tu ești foarte implicat în comunitate și legat de această idee, și vrea să ne zici cum vezi tu Peleștiul și ce crezi că s-ar putea implementa astfel încât orașul nostru să fie unul cumva mai atractiv pentru tineri, să existe locuri care să-i atragă și nu numai pentru cei din oraș care locuiesc aici, cât și pentru cei din afara Peleștiului. De exemplu, cum este Iașul sau Bucureștiul. Oamenii merg acolo să-l viziteze, este cumva și turistic. Ce crezi că s-ar putea implementa concret în Ploiești, astfel încât să devină un astfel de loc atractiv? Vrei să fiu sincer? Da. E o întrebare grea. Nu știu, m-am gândit și eu la chestia asta de multe ori, doar că e greu pentru că, cum să spun, trebuie să fie foarte mulți oameni adunați în jurul unui ideal și în felul ăsta se pot construi lucruri frumoase. În Ploiești se poate merge foarte mult pe ideea asta de tineret care creează ceva, care face ceva frumos, pentru că sunt foarte mulți tineri talentați. Eu am avut ocazia să cunosc foarte mulți oameni și chiar sunt impresionat de cât de mulți oameni buni în multe domenii sunt în Ploiești. Oameni inteligenți, oameni talentați în domenii artistice, oameni care au capacități neobișnuite, pe care ne-am întâlnit peste tot. Și mi se pare păcat să nu fie promovat și de asta am încercat și eu și noi pe cât am putut să promovăm tot ce am văzut că merită promovat și că merită băgat în seamă și adus în față. Dar ca o strategie, cred că asta ține mult, nu știu, de administrație locală, de ordinea publică, e greu să gândească niște tineri chestia asta, dar așa în pătrățica noastră, pe planul în care am putut noi să acționăm, cred că asta a fost cea mai bună opțiune. Grupuri de tineri care se unesc în jurul unui ideal comun, în jurul unor valori, și încearcă să-i atragă și pe alții. Dar concret așa ceva, ce vezi tu că ar putea fi implementat astfel încât orașul să devină unul atractiv, unul turistic? Turistic, valorificarea atracțiilor pe care deja le avem. Un lucru concret care ar putea fi implementat ar fi fix sprijinirea tinerilor care fac lucrurile astea. Pentru că de multe ori mi s-a părut că la noi în oraș
foarte mulți n-au ocazia să se promoveze. Am dat de oameni care cântă excepțional, îți dau un exemplu, sau am dat de oameni care desenează, care fac grafică, oameni cu calități organizatorice, tineri toți, cum ești și tu, de exemplu, cum sunt foarte mulți oameni care au pasiuni și fac anumite lucruri încă de când sunt mici, pe care alții nu le fac într-o viață de om. Și cred că asta ar fi o inițiativă concretă, să fie fel și fel de proiecte care să le dea o voce și legitimitate. Când ai proiecte de amploare în care ești văzut de oameni și în care ai o audiență, în care lumea vede că se întâmplă ceva în Ploiești, automat crește și imaginea orașului. Pentru că ia uite ce oameni frumoși sunt la Ploiești, ia uite ce inițiative, uite ce activități se țin la Ploiești, uite ce tineri. Dacă nu le promovezi și nu le susții să aibă loc evenimentele astea, n-ai cum, degeaba ai oameni. Deci cumva de calitate, că se pleacă. Să le oferim oportunitatea tinerilor, da, astfel încât să se promoveze și să-și promoveze talentele, da, pasiunile, tot ceea ce fac ei mai bine. Unde crezi că au greșit tinerii de acum 30 de ani, de exemplu? Și aici putem vorbi despre, nu știu, neimplicarea lor, mă gândesc, sau ce anume concret n-au făcut o cheie? Tinerii de acum 30 de ani, acum 30 de ani țin să menționez că nu eram născut, din câte pot să-mi imaginez și să proiectez așa în trecut, uite, asta e altă întrebare grea. Probabil că e vorba tot de implicarea asta și de faptul că observ și nu numai în generațiile trecute, și în generațiile trecute mai ales, dar și în generația noastră, că sunt foarte mulți care n-au încredere în ei și n-au curajul să expună ceea ce fac. Și cred că de fapt asta, încrederea în sine, teama de a nu fi judecat sau de a fi dat înapoi. Consider că ăștia sunt factorii care de fapt te țin pe loc și ca grup social și ca o întreagă comunitate, cum e orașul nostru și cum e și România și cum e întreaga lume. Dacă stai să te gândești, peste tot sunt lucrurile astea care țin de psihologie, de tine ca om, și cred că dacă îți dai o șansă să te dezvolți și tu crezi în tine și în oamenii cu care lucrezi, automat ai șanse mult mai mari de succes, pentru că dacă tu nu crezi în tine, cine să o facă? De acord. Deci cred că asta e de fapt mentalitatea. Da, tu trebuie să fii cel care are cel mai mult încredere în tine și cel care te susține cumva cel mai mult pe tine ca persoană. Trebuie să crezi în proiectele pe care vrei să le implementezi, în toate ideile tale, astfel încât să poată fi cu adevărat puse în practică. Că până la urmă... Asta e cel mai important. Degeaba idei dacă nu le pui în practică cum trebuie. Exact, o idee bună poate chiar să ajute dacă într-adevăr este pusă și în practică. Acum revenim puțin la partea de consiliu. Cum crezi și unde vezi tu implicarea elevilor și a Consiliului Școlar sau a Consiliului Județean al elevilor, astfel încât să putem să facem viața comunitară din orașul Ploiești una mai bună pentru toată lumea? Îți dau un exemplu concret pe care l-am făcut la noi în liceu. A fost o activitate pe care eu am gândit-o, am venit cu ideea și am fost super mândru să văd că s-a desfășurat totul bine. De Ziua Culturii Naționale, de fapt cu o zi după Ziua Culturii, adică nu pe 15 ianuarie, pe 16 ianuarie, am avut o activitate numită Ora de Cultură, unde am promovat fix inițiativele astea ale tinerilor. Și întâi am avut invitate cluburi din liceu, am avut clubul Wilding, în care eu sunt și membru vechi, care e un club de scriere creativă, alături de care am lansat deja două cărți plus o revistă și am organizat și spectacole caritabile. Și se fac ateliere deschise de scriere creativă, adică foarte multe inițiative în domeniul literaturii. Și am invitat acest club să-și prezinte activitatea și să le dea tinerilor un model. După care am mai fost un club de lectură, clubul de Brainist, tot de la noi din liceu. După partea asta am făcut niște schimburi de cărți între elevi, puteai să aduci o carte și să iei alta la schimb și iar am promovat lectura în rândul tinerilor. Am avut o întâlnire online cu o tânără autoare din Tulcea, care la 18 ani a publicat un volum al ei. Și în felul ăsta am zis, hai să inspirăm tinerii, să le dăm un model. Pentru că eu dacă vin și spun într-un limbaj de lemn că pot să faci anumite lucruri și vorbesc foarte mult fără să transmit nimic, nu o să te impulsionezi să faci. Dar trebuie cumva să ai un exemplu concret, să vezi ceva. Un model și vezi, da, vezi în față o fată care la 18 ani și-a scos cartea ei, da, tot respectul, zici, uite, pot și eu, de eu de ce să nu pot? Dacă ea a putut până la urmă. Și e puterea exemplului. Dacă ai exemple bune, pentru că și asta e o problemă în societatea de azi, exemplele care sunt promovate sunt jalnice de multe ori. Și de asta multe lucruri merg în jos. Pentru că în toate domeniile de interes public, dacă te uiți, multe personalități nu prea au ce căuta în sfera asta și... E păcat, dar dacă schimbăm modelul ăsta, putem să schimbăm în bine tot ce înseamnă implicare. Da, astfel încât să și tragem în sus pe cei care, tocmai ziceam mai devreme, pe cei care au talent, au idei, au inițiative și chiar își doresc să facă anumite lucruri, dar poate nu au oportunitatea respectivă și poate nu o găsesc. Legat de, ai vorbit mai devreme despre clubul acela de lectură, Wilding. Descriere creativă chiar. Descriere creativă, despre pasiunea ta spre această parte.
Acum să le dăm un mic inside celor care se uită la această emisiune. Noi ne cunoaștem de când eram eu clasa 5-a, era clasa 7-a și am fost la Olimpiada Națională de Limba Română. La Iași. La Iași, da. Aș vrea să ne povestești, dar exact cum ai povestit și mie zilele trecute când am reîntâlnit. Așa. Tot acea experiență, cum a fost pentru tine, cum ai văzut tu acea olimpiadă? Nu știu exact cum ți-am povestit zilele trecute, dar a fost o experiență unică și consider că toată experiența asta cu olimpiadele pe care am avut-o din clasa 6-a până acum, până în prezent, m-a ajutat foarte mult pentru că am cunoscut foarte mulți oameni de calitate pe care n-ai ocazia să-i vezi în mod normal, adică și fiind din același oraș, poate nu te întâlnești cu ei, sau oameni în toată țara și din alte județe. Și te ajută mult să lărgești orizonturile, să vezi că există oameni de calitate și să te motivezi tu pe tine văzând că, uite, nu sunt singurul nebun care face chestia asta în generația noastră. Mai sunt nebuni din ăștia frumoși, care fac tot felul de lucruri, care scriu, care creează, care sunt interesați să descopere lucruri noi. Și toate activitățile astea și toate olimpiadele în care am fost implicat, cam la asta cred că m-au ajutat să mă împac eu cu mine și cu cine sunt și să văd că mai sunt și alții care fac lucrurile astea. Și m-a ajutat, bineînțeles, pe planul, cum să zic, pe plan de școlar, dezvoltare, pe plan, da. Pe plan personal. M-a ajutat foarte mult, am descoperit multe locuri, am fost în orașe pe care nu le vizitasem înainte. Am prins multe lucruri așa de, pot să zic, cultură generală, mai multă experiență personală, pentru că e ceva de neuitat. În clasa 6-a, 7-a să fii singur într-un oraș la sute de kilometri de casă și să cunoști oamenii și să te comporți cu ei ca și cum vă știți de viață, da, exact. Nu se uită. Și cumva am cunoscut și eu și tu în cadrul acelei olimpiade persoane care chiar împărtășesc același valor cu noi și cred în aceleași idealuri și cu care ne-am împrietenit și chiar am ținut legătura. Uite, suntem un exemplu că chiar dacă n-am mai ținut legătura o perioadă destul de lungă și ne-am reîntâlnit după ceva amintirile timp, rămân. Da, amintirile rămân până la urmă. Aș vrea să ne spui cum te-a influențat acea experiență și dacă a avut cumva un impact astfel încât acum să faci parte dintr-un club de scriere creativă, să fii și în consiliul elevilor. Cum anume a fost toată acea experiență? Eu cred că nimic în viață nu e întâmplător. Sunt niște lucruri care se sincronizează și la momentul respectiv nu m-am gândit și nici când m-am înscris, nici în Wilding, nici în consiliul elevilor, nu m-am gândit că are vreo legătură cu olimpiadele. Dând un pic timp înapoi și progresul meu cu muzica și jobul și tot ce fac în momentul ăsta au legătură cu toate experiențele pe care le-am acumulat, pentru că m-au ajutat să-mi dau seama cine sunt în primul rând, mi-am definit eu personalitatea și m-am definit pe mine și automat m-au ajutat una la cealaltă, să zic așa, să le fac, pentru că mi-am dat seama care sunt pasiunile mele și în ce direcție vreau să merg și deja aveam un pic de experiență cât să știu că pot să fac față în proiecte de genul ăsta și că sunt capabil să strâng oameni și să facem lucruri frumoase împreună, pentru că deja o mai făcusem. Apropo despre partea aceasta de pasiune, că ai spus tu despre cum vrei să faci lucrurile care îți plac și să pui accent doar pe partea aceasta, știu că de curând, de anul acesta, te-ai mutat de pe partea de matematică, informatică, mă rog, acest profil școlar, pe științe sociale. Și aș vrea să ne zici cum anume ai luat această decizie, pe ce raționament te-ai bazat? Da. M-am bazat foarte mult pe ce vreau eu să fac pe viitor, pe faptul că eu și cu muzica și cu redacția și cu mai multe lucruri care mă ocup în momentul ăsta am deja o direcție și pe faptul că eu vreau să urmez o carieră în domeniul uman, dacă nu se poate cu muzica, pentru că ăsta rămâne planul ăla la mine și vreau să merg la o facultate de tip umanist și atunci mi-era și greu la profilul la care eram pentru că nu mă regăseam în totalitate în el, nu era ce-mi place mie să fac și m-am simțit la un moment dat că nu mai place și că nu merită tot efortul ăsta pe care aș putea să-l pun în altceva care chiar să mă ajute. Și acum, într-adevăr, mi se pare că studiez lucruri care îmi plac mai mult. Cel mai important. Că așa, drept cunoștințe, te ajută toate și e bine să le știi pe toate, să fii omul universal, cum era Da Vinci. Dar cunoscându-mă și pe mine, mi-am dat seama că asta mă ajută mai mult și că asta vreau să fac și mi-am reorganizat și prioritățile și viața personală. Eu m-am schimbat foarte mult în ultimul an și consider că-mi bine. Acum, poate greșesc, dar eu așa, asta e părerea mea. Și sunt convinsă că în bine. E foarte important că ai pus accent pe pasiune și pe ceea ce chiar îți place cu adevărat. Da. Și acum studiezi aspecte care chiar o să te ajute pe viitor. Da. Înspre cariera pe care ți-o dorești. Înspre muzică, înspre toată partea aceasta de implicare, exact cum ai spus și tu mai devreme. Da. Știu că ți-ai anunțat oficial demisia din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, fiind în ultimul an de liceu și având și bacalaureatul și toate examenele și pentru facultate. Și este una cumva mai complicat. Aș vrea să îi transmiți un mesaj viitorului președinte al Consiliului Școlar din cadrul Colegiului Național, Ion Cocaragiale. Ai grijă! Glumesc!
Ce pot să zic? Multă baftă. Eu am vorbit așa cu niște persoane care ar fi interesate. Acum nu știu ce o să fie, dacă o să fie oficial, cine o să fie ales. O să ajut în continuare cu tot ce pot și chiar dacă mă retrag oficial din funcția asta, dacă pot să ajut în orice activitate sau cu un sfat sau cu orice o să fac. Și ce să zic? Cumva și o experiență. Da, le urez celor din noua echipă multă baftă și tărie de caracter, pentru că o să aibă nevoie și o să vadă că totul pare ușor până ajungi să faci tu chestia respectivă. Dar nimic nu e imposibil, cum am zis, și sunt convins că o să fac o treabă cel puțin la fel de bună cum am făcut și noi. Sunt convinsă și chiar le urez succes în acest domeniu și eu. Acum hai să vorbim despre pasiunea ta, despre muzical, cu care îți place cel mai mult și spre care în ultimul an chiar ți-ai dedicat cumva timpul. Cum a început toată această pasiune, dacă îți mai aduce aminte? Cum ți-ai descoperit? Mi-aduc aminte perfect. Scriam poezie când eram mic, scriam versuri de poezii și prea știam ce să fac cu ele. Adică eu scriu versuri de când aveam 8 ani. Și eram cum e fratele meu, că am un frate de 8 ani, Vlad, te iubesc, o să te uiți la asta, știu că îți place să te menționez, te iubesc. Revenind. Aveam 8 ani, scriam versuri bine, versuri puerile, scriam despre ce făceam în momentul ăla. Asta până pe la 9 ani, 10 ani, dacă stau să mă gândesc. Când am urcat prima dată pe scenă cu versuri de ale mele, am cerut și publicului o temă, publicului, juriului, o temă pe care să scriu. A fost practic primul freestyle pe care l-am făcut. Eram la mine în Filipești de Pădure, era un concurs de talente. Susținut și de ai mei, de mama, care mi-a zis să mă înscriu pentru că nu prea voiam să fac chestia asta. Am câștigat concursul respectiv și mi-am dat seama că e domeniul meu și că îmi place să fac versuri. După care, inspirat fiind și de alți oameni pe care i-am văzut că fac rap și mi-a schimbat total percepția despre rap, pentru că lumea, să ne înțelegem, are o părere foarte proastă despre rap. Adică rapperii sunt bețivi, drogați, bătăuși, afemeiați și așa mai departe. Știu toate stereotipurile astea. Ideea e că nu-i deloc așa dacă știi să tratezi muzica așa cum trebuie și să pui arta mai presus de lucrurile astea. Și mie mi-au demonstrat asta exemple punctuale, oameni cu care am avut de-a face și care făceau rap sau care erau pasionați. Și am văzut că uite, poate să fie și frumos și poate să fie altfel. După care am descoperit multe melodii. Și eram și cu tata în mașină la un moment dat și am auzit o melodie de la B.U.G. Mafia care mi-a plăcut și l-am întrebat cine sunt ăștia care cântă. Am ajuns acasă, tata mi-a arătat o grămadă de melodii de la ei pe care am început să le ascult obsesiv, eram mic. După care, cercetând eu singur pe internet, am ajuns la punctul în care acum am playlist-uri de zeci de ore de rap românesc. Ascult foarte mult rap, nu ascult doar rap, dar ascult în principal rap. Și faptul că am ascultat mult m-a făcut să vreau să scriu și eu. Mi-am scris primele versuri, le-am cântat mamei, nici nu aveam instrumentale, cântam a capela. Ei au plăcut, mi-a zis că sunt bun pe asta și eu, fiind invitat la festivaluri drept câștigător al concursului de talente de care ți-am zis mai devreme, la un moment dat am zis hai să cânt, hai să încerc și pe asta. Și eram în 2018, tot la mine în Filipești, în centru, era festivalul Primăverii, cum se numea atunci, și am cântat. Reacțiile oamenilor au fost super și mi-am dat seama că asta vreau să fac și de 5 ani mă țin de chestia asta. Da, și acela a fost cumva momentul în care ți-ai descoperit pasiunea și ai zis, uite, pe drumul ăsta vreau să o apuc eu. Da. Și este foarte interesant faptul că ai avut cumva un exemplu, uite, vorbeai despre B.U.G. Mafia și te-ai orientat cumva înspre zona aceasta. Ei au fost cei care te-au inițializat cumva înspre muzică. Asta când aveam, da, când erai mai micuț, da. 10, 11 ani, 12 ani poate. Da, 12 ani aveam când am început să ascult B.U.G. Mafia, dar nu sunt neapărat, adică, Doamne ferește, sunt niște legende în ce înseamnă hip-hop românesc și îi apreciez maxim. Dar nu sunt doar ei, să știi. Pentru că eu nu scriam în stilul în care scriu ei. Pur și simplu mi s-au părut tari piesele și mi-a plăcut stilul de muzică, mi-a plăcut genul ăsta hip-hop. Dar sunt foarte multe modele, sunt foarte mulți artiști pe care îi ascult și care sunt extraordinar de buni. Sunt artiști care m-au inspirat, cum e Cedric, cum e Nimeni Altul, El Nino, trupa Hardcore, trupele clasice, La Familia, Codul Penal. Sunt foarte mulți artiști care m-au inspirat. F-Char m-a inspirat foarte mult, ce artiști din Nou Val. Și constant îmi updatez așa pasiunea pentru muzică și dacă mă întrebi acum, o să spun alți artiști decât ți-aș fi spus acum 6 luni sau peste 6 luni. Pentru că în schimb mult ce ascult și e în funcție de cum mă simt și am ajuns să trăiesc muzica și cred că asta e cel mai important. Da, e foarte important să vrei să descoperi cât mai mult și să vezi ceea ce îți place, ceea ce vrei să faci pe viitor. Și să nu copiezi un stil. Da, exact. E musai să fii autentic. Normal, poate doar să te... Te uiți la el și să-l asculti și să-ți dai seama, uite, aici vreau să merg, pe partea aceasta nu vreau să merg. Să iei din, exact, să iei din stilul respectiv muzical tot ceea ce e mai bun și ceea ce ți se pare ție că merită implementat și la tine. Și cred că am învățat foarte multe de la ei. Sunt rapper de la care am învățat mai multe decât de la unii profesori din școală. Adică chiar am învățat foarte multe lecții de viață pentru că sunt multe melodii cu mesaj. Cu un mesaj care
e perceput diferit, îl percepeam altfel la 13 ani decât îl percep acum. Și am învățat foarte multe lucruri și mi-am dat seama că sunt niște modele, unii dintre ei, și am mers în direcția asta, dar fără a-i copia. Pur și simplu iau ce mi se pare mai bun de la fiecare și încerc să-l duc în stilul meu. Și mi se întâmplă des, când ascult foarte mult un anumit artist, să scriu piese în stilul lui, dar involuntar. Și chiar nu-mi place chestia asta, pentru că trebuie să fii inovativ, trebuie să fii autentic. Dacă vrei să ai un public care să te creadă și chiar să transmiți ceva, trebuie să transmiți de la tine, nu ce ai auzit la alții. De acord. Pe ce stil te bazezi tu foarte mult? În ce domenii scrii? Sincer să fiu, scriu în orice domeniu. Când am început să scriu, scriam foarte mult pe tematică socială și scriam despre lumea care ne înconjoară, dar abordam niște probleme care mă depășeau un pic și strict din ce ascultam. Cumva reformulam, refăceam ce ascultam. Și cântam despre societate, despre lume, lucru pe care îl fac și acum, atunci aveam 12-13 ani. Și în timp, descoperind mai multe stiluri, m-am reinventat așa, plus că după pandemie mi-am dat un restart, pentru că eu în timpul pandemiei nu mai cântam nicăieri, nu mai cântam cu voce tare, doar scriam versuri, că n-aveam unde, n-aveam evenimente. Nu erau evenimente, n-aveam unde să cânt. Și cântam la mine acasă, maxim mai cântam la frate meu, când rămâneam singur cu el și el îmi zicea că sunt cel mai bun rapper din România, el avea vreo 5 ani la momentul ăla. Și da, făcând chestia asta, am cântat revenit din pandemie, când a trecut toată nebunia asta, la petreceri, la prieteni, la majorate, le făceam versuri legate de prietenia noastră și am descoperit un nou stil. Și acum eu cânt tot rap, tot ăsta e genul pe care merg, dar am schimbat foarte mult direcțiile și în funcție de ce simt, pot să scriu piese despre societate, pot să cânt piese de petrecere, de dragoste, de revoltă, de orice, în funcție de cum mă simt în momentul ăla, de cum e vremea afară, de ce experiențe am avut, de ce aud în jur de la oameni. Și am piese cu influențe pop, am piese cu influențe techno, am piese cu influențe trap, am piese cu influențe rock, am colaborări în zona asta de rock. Adică îmi place să fiu versatil, nu mă blochez pe un stil și zic doar asta fac. Da, deci cumva te inspiri din ceea ce vezi în jurul tău, de la oameni, din comunitate, din oraș, din absolut tot ce. Și tot timpul ai ceva de învățat. Și artiștii mari au ceva de învățat. Dacă te uiți și la Tupac, care din punctul meu de vedere e emblema hip-hopului. Deci de la omul ăsta am avut de învățat foarte mult în ceea ce înseamnă hip-hop și e artistul meu preferat. Faptul că el e relevant la 27 de ani după ce a murit și că văd o grămadă de oameni zi de zi în Ploiești cu tricouri cu Tupac, poate mulți n-ascultă, dar strict influența asta pe care a avut-o asupra culturii. Și mă uit că până și el s-a reinventat și în anii ăștia în care a cântat, puțin, că n-a trăit foarte mult, și a schimbat stilul și a evoluat și toți artiștii mari, cred că toți au ceva de învățat, mai ales eu care sunt la început, trebuie tot timpul să fiu cu ochii în patru și să văd ce pot să adaug. Ce pot să îmbunătățești, da. Uite, când te-ai apucat de partea aceasta de trap, te-ai gândit că o să prindă așa de bine? Te-ai gândit că, uite, poate este un stil muzical care este foarte ascultat de cei de vârsta ta de tineri și de aceea te-ai mers în această zonă? Sau pur și simplu ți-a plăcut ție foarte mult și ai zis, uite, eu chestia asta vreau să fac pentru că este strict pasiunea mea? Cum anume ți-a venit ideea aceasta spre zona de trap, rap? Spre zona de trap. Păi țin în primul rând să fac un pic distincția între ce înseamnă rap și ce înseamnă trap. Am piese rap cu influență trap, într-adevăr. Astea au venit din colaborările pe care le-am avut. Și sincer să fiu, a fost o chestie spontană. Pentru că eu la bază cânt rap și în continuare cânt rap și piesele de care ți-am spus sunt rap. Doar că e vorba de beat-uri, e vorba de cum sună, e vorba de inflexiunea ale vocii și așa mai departe, de anumite, nu știu, chestii de mixat, masterizat, cum sună produsul final, efectiv, piesa. Și nu pot să zic că m-am dus în zona de trap pentru că asta prinde. Din contră, eu nu ascult foarte mult din ce prinde. Sunt foarte mulți artiști cunoscuți pe care nu-i ascult și sunt de părere, eu părere așa mai puțin populară, că muzica mainstream nu e cea mai bună. Muzică găsești în underground-ul muzicii mult mai multă muzică bună, de calitate, decât ce e promovat, ce e la radio, ce e pe net, ce e pe TikTok, ce e peste tot. Dar în zona de trap așa am avut niște piese și în zona de drill și subgenuri ale hip-hopului, în special prin iarna anului trecut până prin primăvară, când am cântat la Hustle și într-adevăr acolo a fost și influența, pentru că era primul meu festival mare, a fost și influența muzicii care prinde în ziua de azi, dar am făcut-o în continuare cu mesaj pe temele pe care scriam eu, am încercat să adaug un sound nou și să fie ceva modern, cât să îmbin old school rap-ul pe care îl fac eu cu partea asta de new school și încă o fac. Și cred că e foarte important să nu suni exact cum suna rap în anii 2000, pentru că au trecut vremurile alea, s-au schimbat, dar nici să fii, trebuie să fii autentic. Da, ai încercat cumva să inovezi, să aduci ceva de la tine în toată suna aceasta și sunt de mulți rap. Artiști care fac chestia asta și pentru care am un maxim respect că fac lucrul ăsta. El Niño face asta în ultima vreme, are piese cu influențe din muzica new school și mi se pare genial cum omul ăsta se menține în top și îmbină ce îi place lui să facă și temele pe care scrie cu ce prinde acum și e super relevant și la tineri și la oameni mai în vârstă și la oricine.
e MGL care a apărut acum din nou, Val, care îmi place maxim și ca om, că am avut ocazia să-l cunosc la festivalul și mi-a dat niște sfaturi super bune și mi s-a părut genial cum omul ăsta la fel a îmbinat zona de rap cu ce se ascultă acum, cu ce se caută, cu trap-ul, cu drill-ul și a creat un stil al lui în așa fel încât dacă auzi o piesă de-a lui știi că el e. Asta mi se pare foarte important, îți dă autenticitatea despre care am tot vorbit, e un aspect super important. Da, și până la urmă, voi fiind artiști, influențați cumva toată comunitatea care vă ascultă. Uite, un tânăr, de exemplu, dacă ascultă piesa respectivă, piesă de-a ta, de exemplu, va fi cumva influențat, o va tot fredona o perioadă mai lungă de timp și va rămâne cumva în minte. Și mesajul pe care piesa îl transmite mi se pare unul foarte, foarte important. Astfel încât chiar să-i rămână ceva de valoare. Asta spun despre muzica mainstream, pentru că, din păcate, muzica mainstream, ce modele găsești pentru tineri? Găsești droguri, bătăi, șmecherie, femei și mai știu eu ce. Prostii. Asta e ideea, că mulți nu promovează doar un mesaj, se uită la cum sună, la vibe-ul pe care îl dă strict chestia aia și la cum e artistul respectiv pe scenă și cum se comportă cu publicul. Aici nu sunt de acord. Adică, da, e ok, e o nișă a muzicii pe care o exploatez și eu am piese de party, de bubuială, de petrecere, cum se zice. Dar trebuie să fii atent ce mesaj livrezi, pentru că și 5 oameni dacă te ascultă, dacă din 5 oameni unul prinde un model prost de la mine, eu mă simt prost pentru omul ăla. În schimb, dacă din 100 de oameni care aud o piesă cu mesaj, 1-2 au înțeles ceva și se duc și spun mai departe și ia uite mă ce mi-am dat eu seama din piesa asta că se întâmplă. Și ceva bun din, da, din ceea ce sunt au ascultat. Super mulțumit. Chiar mai mulțumit decât dacă îi văd sărim pe un beat techno pe care am dat la un moment dat. Da, asta e cel mai important până la urmă, să rămână cu ceva, nici ceea ce ascultă. Asta e esența rap-ului, din punctul meu de vedere, de asta m-am apucat de rap. Pentru că rap-ul nu e doar muzică și atât. Rap-ul e mesaj pus pe beat, rap-ul e rhythm and poetry, cum se spune, de unde vine prescurtarea asta de rap, de fapt. Da, ai zis mai devreme că ai cântat la Hustle și știu că ai mai fost și pe scena de la Saga. Da. Și aș vrea să te întreb cum a fost această experiență pentru tine, pentru că știu că acolo cântă artiștii cei mai mari. Și cumva, fiind un artist la început și intrând pe o scenă atât de mare, cu un public destul de larg, cum te-a influențat toată această experiență? Și cumva și vorbind cu artiștii, mă gândesc că ai venit cumva cu niște idei, da, de la ei noi, multe, care te-au influențat. Cum a fost cu totul, toată experiența? A fost de neuitat, aș face zi de zi. Chiar mă gândeam acum înainte de Saga că dacă aș putea să trăiesc așa zi de zi doar în pregătiri de festivaluri și drumuri și înregistra piese și pregătiri și așa mai departe, aș face asta tot timpul. Și prima dată când am avut contact cu chestia asta, am fost la probe de sunet la Hustle, era vreo 9 dimineața, am ajuns mult mai devreme decât trebuia. Noi am ajuns de fapt pe la 7:30, eram în Azuga și la 9 și un pic aveam probă de sunet. Am dat proba de sunet după Puia, noi montam pe scenă în spate când făcea Puia proba de sunet și mă uitam în jur că erau doar artiști pe care îi ascultam și pe care i-am zi de zi în căști și da, când merg la liceu și tot timpul. Da. Îi vedeam acolo lângă mine și le strângeam mâna și îmi dădeam seama că sunt oameni reali și că sunt și ei acolo. Și mă gândeam la un moment dat, bă, dar eu ce caut aici? Adică ce fac? Mă fac de râs. Da, nu, chiar a fost super ok. Și publicul a fost bun. Acum, sincer, n-aș mai cânta piesele pe care le-am cântat la Hustle, de asta nici nu le-am lansat nicăieri. Pentru că a fost, na, eram la început și încă sunt la început și am multe de învățat. Dar m-a ajutat foarte mult experiența asta de a cunoaște artiștii și de a vorbi cu ei și despre începuturile lor în muzică. Mi-au dat multe sfaturi și în domeniul strict de scris și de cântat, dar și în domeniul ăsta de să am încredere în mine, să nu bag hate-ul în seamă decât critica constructivă. Astea sunt sfaturi pe care le-am primit de la ei și am zis că, mă, oamenii ăștia știu mai bine decât mine ce vorbesc, că sunt în domeniu. Dacă ei zic asta, înseamnă că așa e. Da, și cumva și faptul că ai fost pe acea scenă și ai interacționat, da, cu un public atât de mare, bănuiesc că te-a influențat foarte mult. Da. Și implicit expunerea pe care mi-au dat-o evenimentele astea. Și faptul că după ce am cântat la Hustle am început să am evenimente în Ploiești, nu cântasem într-un club sau într-un local în Ploiești deloc, adică maxim așa la majorate, la prieteni. După asta am tot început să am party-uri locale, să fiu invitat de organizatori, m-am mai și auto-invitat, am fost invitat de DJ cu care sunt prieten. Nu mă ascund, nu? Vorbind pe față, eu am așa niște cunoștințe în zona asta pe care mi le-am făcut tot prin evenimentele la care am fost. Și am prieteni care se ocupă cu asta. Un prieten foarte bun al meu e DJ Pană, care mixează în diverse localuri și cluburi în Ploiești și nu numai, în zonă. Și eu cu el sunt prieten de 11-12 ani de zile, de când eram copii abia ieșit din grădiniță. Nu se gândea niciunul la muzică, nici eu n-aveam treabă cu rap-ul, nici el cu mixatul. Și acum îți dai seama, când avem eveniment unul dintre noi, ne chemăm unul pe altul, încercăm să ne ajutăm să ne creștem un pic. La fel, Rob, DJ Rob m-a ajutat foarte mult. Foarte tare colaborarea asta, da. Băiatul ăsta. El mi-a mixat la Saga, Rob. Pan a fost la Hustle cu mine și m-a ajutat cu Mixmaster la mai multe piese, am fost la el acasă, mi-am făcut setul frumos și m-a ajutat enorm și faptul că la fel, el are expunere. Eu acum 2 ani plăteam bilet să intru la partirile lui și n-am. Acum, faptul că lucrez cu el,
lui chiar i-am zis, cred că nu-ți dai seama, pentru mine e o bucurie, știi? Chiar și la nivelul ăsta la care suntem noi, simt că am evoluat și îmi place să lucrez cu oameni care au pasiuni din asta. Asta e cel mai important, să te înconjori de persoane care chiar împărtășesc aceleași valori cu tine și totodată să simți că crești, că evoluezi. Da. Și nu știu, mie mi se pare că aceste două evenimente mari, și Hustle și Saga, au dat cumva, nu știu, startul înspre toate cântările pe care le-ai avut tu. Au dat un sens. Și să știi că evenimentul care mi-a dat cea mai mare satisfacție până acum nici măcar nu era un festival de muzică. Era Buvi, care e un festival de book trailere, pentru cine nu știe, de scurtmetraje bazate pe cărți. A avut loc la Brașov, anul ăsta tradițional era la Focșani. Eu am fost înscris ca actor într-o echipă, anii trecuți am participat de două ori. Și în primul an știu că au venit cei de la Noaptea Târziu și au cântat pe scenă, în al doilea an a venit trupa Boschito. Am stat cu ei la autografe, după aia vreo jumătate de oră de vorbă și chiar le povesteam că și eu fac muzică și că uite ce, cu ce mă ocup. Și mă gândeam, mamă, ce aș vrea să ajung și eu vreodată pe scena asta, oare să pot vreodată, dar nu mă gândeam că anul următor. Și anul ăsta la Buvi a fost de neuitat. Am fost în Piața Sfatului în Brașov. O grămadă de oameni, nu mă arunc să dau o cifră. Era plină Piața Sfatului, era plină ochi și era plină și de trecători, nu doar de participanți, dar erau tineri din toată țara, pasionați de muzică, de artă, de cinematografie, de literatură, care erau strânși acolo. A fost o atmosferă de neuitat, aș fi cântat 5 ore pe scenă. Oamenii strigau cu mine, nu știau cuvintele, dar strigau, făceau atmosferă, săreau, încurajau, ridicau blițurile pe ritmul muzicii. Am stat după aia 10 de minute la poze, la autografe și 3 zile cât am stat în Brașov. Mă ridicau copii de la masă, copii cum eram eu, că m-am apucat de muzică, să-mi spună că și ei vor să fac asta sau că le-a plăcut și când scot o piesă, ce piese am, să facem poze, să le semnez pe bilete de tren, pe carnetul de note, pe abonamente de călătorie, părți. Și m-am simțit super bine, mi-am dat seama că asta aș vrea să fac și au fost atenți la versuri, asta a fost foarte important pentru mine. Mi-au zis că s-au regăsit în versuri la ce am cântat și de obicei nu se întâmplă asta, pentru că la festival lumea vine să sară, să se distreze, să cânte, aici nefiind neapărat un eveniment de doar de distracție, fiind și ceva cultural și intelectual, să zic așa, am avut parte de al public. Mi-a plăcut maxim. Și a rămas cumva, nu știu, un eveniment de suflet pentru tine. Notabil. Percep eu. De câte ori o să mă întorc în Brașov, o să mi-aduc aminte de chestia asta. Și le mulțumesc din suflet copiilor și oamenilor și profesorilor și organizatorilor și tuturor care au fost implicați în chestia asta. Foarte tare. Știu că ai și organizat anumite evenimente tu, unul dintre cele mai recente fiind o petrecere caritabilă pentru o cauză destul de nobilă, aș putea eu să zic, o fată care suferă de cancer și toți banii din acea petrecere au fost donați pentru tratamentele ei. Ce ne poți spune despre această petrecere? Cum a fost să o organizezi? A fost primul eveniment pe care l-am organizat eu, doar eu. Și bineînțeles, nu l-am organizat doar eu, la modul că eu am venit cu inițiativa, pentru că am avut nevoie de oameni și au fost mulți oameni care m-au susținut. Și cu ocazia asta pot să le fac o mulțumire publică, să-i număr pe toți pe trebuie. Sigur. Da. Deci vreau să le mulțumesc tuturor echipei Prin Ploiești, vreau să-i mulțumesc lui Modu, vreau să-i mulțumesc lui Vlad, lui Badea pentru a fi, vreau să le mulțumesc tuturor artiștilor care au venit, DJ-ilor, îți mulțumesc Pană pentru echipamente, Adriano care ne-a ajutat cu lumini, cu microfoane, cu tot ce înseamnă. A fost excepțională mobilizare, le mulțumesc celor de la local care ne-au oferit spațiu în mod gratuit. Deci au fost foarte multe lucruri care s-au legat, eu am vorbit cu artiști locali. Unii dintre ei foarte buni, de altfel, între invitații a fost Carina Veghiu, pe care 100% o știu oamenii care se uită. A fost finalistă la România au Talent la 11 ani, are 12 ani și are una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit vreodată. Deci mi se face piele de găină de câte ori au cântând și are un bun simț excepțional fata asta. E un copil de nota 10, ce să mai, nu? Eu când aveam 12 ani nu eram nici la degetul mic de la picior. Și mi s-a părut wow că chiar a vrut să se implice în chestia asta. Și trupa rock Dâmbu, cu care eu și colaborez și care au venit să cânte, și Ale, la fel, o voce super bună în zona de pop, care la fel a venit să cânte, și toată lumea care s-a implicat, de fapt, a făcut lucrul ăsta gratuit, voluntar, pentru că au înțeles cauza și au vrut să ajute și să facă un bine. Toți banii care au fost strânși din bilete s-au donat către fata respectivă. Acum, impactul în comunitate, eu am încercat să-l fac cât de mare am putut, am promovat foarte mult evenimentul și în zilele dinainte și după aia. Îți dai seama că suma pe care am strâns-o e o sumă mică față de ce are nevoie, dar ne-am gândit că așa putem să ajutăm și noi și să punem mână de la mână fiecare cât poate, pentru că se strâng niște bani și chiar ajută chestia asta. Dar faptul că ați avut totuși o inițiativă și v-ați dorit să o ajutați este un mare plus pentru ea. Chiar dacă nu a fost o sumă care chiar să-i acopere întreaga necesitate pentru costul tratamentului,
o ajută cu siguranță și, cum ai spus și tu, mână de la mână, fiecare donând câte ceva, se va strânge, adică, cu siguranță. Și noi am donat și am încercat să facem chestia asta, să promovăm cât mai mult donațiile. Au fost oameni care n-au putut să vină la partidul caritabil, dar mi-au dat bani ca să-i donez. Exact. Și să știi că am și învățat multe lucruri. Pe lângă faptul că am lucrat cu oamenii ăștia care sunt niște oameni de mare calitate și mi-am dat seama de când s-au băgat în asta și felul că am văzut, felul cum i-am văzut că au prestat și că s-au implicat în proiectul ăsta, până la, nu știu, chestii tehnice, montat lumini, nu montase lumini în viața mea, adică n-aveam nicio treabă cu chestia asta sau... Nu știu, a fost o experiență, pare ușor așa să organizezi, până chiar te vezi pus în situația de a găsi un afiș, de a promova online, de a merge în locuri să vinzi bilete, de a face rost de pază, de a face rost de echipamente. Că eu am mers câine suc la vânătoare, știi, n-aveam microfoane, n-aveam boxe, n-aveam mixere, n-aveam lumini, n-aveam pază, n-aveam nimic. Da, sunt foarte multe lucruri care poate par simple, hai să facem un party, exact, dar împreună adunate chiar devin ceva foarte, foarte complicat. Și n-aș fi putut fără ajutorul, lor. Uite, mulțumesc băieților de la pază care au venit să mă ajute la fel gratuit. Băieți de la mine, din Filipești, au venit și au stat la pază. Să foarte fie totul ok. Da, deci... Da, până la urmă împreună ca echipă ați reușit să organizați un eveniment cu de excepție. Tot felul de oameni. Da, care chiar să contribuie la comunitate și pentru fata respectivă, care chiar avea nevoie de suma de bani care s-a strâns. Și mi se părea super ciudat și super tare în același timp că vedeam pe scenă și în fața mea oameni pe care știu de ani de zile din diferite contexte, care n-au nicio legătură unul cu altul. Nu știu, Pană cu Ale sau Rob cu Ale când i-am mixat pe setul ei și cu băieții de la pază cu care eu mă știu de ani de zile și cu echipa prin Ploiești, cu toată lumea, cu care toți oamenii ăștia cu care eu mă știam din alte contexte și cumva i-am adus pe toți în sprijin aceleași cauze. Și sincer a fost o satisfacție pentru mine. Chiar m-am simțit bine că am putut să fac chestia asta și o să mai fac de câte ori să am ocazia, dar rămâne de văzut locul și modul cum îl promovăm, că tot vorbeam de Ploiești. Lumea în Ploiești, din păcate, încă nu e super receptivă la genul ăsta de idei. Sunt foarte mulți tineri care închid ochii la chestia asta și pur și simplu o tratează ca pe un eveniment normal, ca pe un party într-un club, ca pe... Nu înțeleg neapărat valoarea, dar chestia astea și m-a întristat un pic când am văzut că erau unii care încercau să intre pe invitație, să vadă dacă pot gratis, dacă, adică n-ai înțeles scopul evenimentului, frate. Pare rău să zic. Și cumva nu se pun în situația aia, pentru că orice om poate să ajungă oricând să aibă nevoie de ajutor și cred că așa e firesc să funcționeze lucrurile în societate, când cineva are nevoie de ajutor. Este o comunitate și avem nevoie unul de susținerea celuilalt. Ce mă interesează pe mine mult cu chestia asta este să văd că fata respectivă s-a făcut bine și să aflu că e sănătoasă. Exact, asta e cel mai important. Faptul că suma pe care ai strâns-o tu și pe care au strâns-o și alții, că au mai fost și alte cauze, chiar au contribuit. Și dacă ști că nu e datorită sumei mele, să știu că e bine, pentru că am avut și eu, am avut în familie un caz, dar am avut oameni dragi care au suferit din cauza bolilor și boli grave și... Știu cum e dureros să treci prin așa ceva și tocmai de asta am încercat pe cât posibil, cât am putut eu să ajut. Foarte interesant. Uite, știu că sunt, despre asta vorbeam și puțin mai devreme, foarte mulți tineri care chiar își doresc să contribuie și să ajute, dar poate nu au curajul necesar și tocmai și pe această parte, pe partea muzicală. Sunt foarte mulți care sunt talentați, care își doresc să se lanseze în zona aceasta muzicală și să vină cu piese noi și cu tot felul de inițiative, însă nu au curajul să scoată piesa lor, să meargă într-un studio, să o înregistreze și așa mai departe. Ce sfat ai tu pentru toată această zonă de tineret care își dorește să se lanseze în partea muzicală? Și ca să înțep un pic mainstream-ul din nou, care iau fața alții cu mult mai puțin talent. Ce sfat am? Urmați-vă visul, că trece timpul și... Eu am făcut chestia asta ani de zile, eu am scris 5 ani fără să înregistrez. Am înregistrat prima dată în noiembrie anul trecut, se face acum o lună. Eu am o singură piesă scoasă. Lucrez într-adevăr la un EP care o să iasă acum pe final de an. Un EP de 6 piese. Am o piesă în engleză făcută, gata. Am un clip, gata. În colaborare cu Maria Voiculescu, o piesă, un hip-pop, așa, un rap-pop, o melodie din asta mai de radio. Care va fi scoasă, să-i dăm așa un mic insight. Sincer, dacă știa, spune. Nu știu, e vorba de strategia de promovare, că e munca multor oameni acolo, munca întregii echipe care a ajutat la clip, la înregistrarea propriu-zis în studio, producție și așa mai departe și nu pot să dau cu piciorul, trebuie gândită foarte bine o strategie, sunt foarte mulți oameni care ne-au ajutat și aici, cărora le sunt profund recunoscător și nu pot pur și simplu să dau cu piesa pe YouTube și hai ce-o fi, o fi așa la OHA, trebuie gândită o strategie și la asta, dar sunt multe proiecte pe care le am în plan și la care o să lucrez anul viitor, vreau să lucrez la un album, vreau să scot un album. Foarte și de asta zic, nu vă dați înapoi.
vă zice toată lumea că nu o să puteți foarte bine, vi se închide ușa, intrați pe geam. Dacă găsiți un om care vă zice că puteți, țineți-vă de omul ăla, țineți-l aproape și faceți cumva să le demonstrați celorlalți că nu, că nu au avut dreptate. Că și mie mi-au zis și îmi zic foarte mulți oameni că nu o să pot, că n-am putut, că n-am ajuns, că nu o să ajung. Și dacă le ziceam acum un an că o să cânt la Saga, ar fi zis că nu sunt sănătos la cap. Și eu aș fi zis același lucru. Oameni care o să te descurajeze vor exista, da, absolut mereu. Și mie mi se par încă ireale unele chestii și nu sunt la nivelul de a spune mamă ce artist sunt eu și ce realizări am avut. Dar sunt convins că o să fiu la un moment dat, pentru că toate lucrurile se întâmplă cu un scop. Și de la o vreme sunt mult prea multe coincidențe ca să fie coincidențe. De acord. Și cel mai important este să îți urmezi visul și să nu te lași, să nu te dai înapoi tocmai din cauza oamenilor care îți spun că nu vei reuși. Tu să continui, să mergi pe treaba ta, să îți continui visul și să faci tot felul de proiecte, da, inițiative, astfel încât chiar să ajungi să îți atingi celul final, cel pe care ți-l dorești. Eu cum am apucat de înregistrat muzică? Înainte de Hustle, am sunat pe un coleg, un băiat Glizzy, care face muzică trap în principal, pentru că eu nu aveam nici echipament, nu puteam să înregistrez nimic. Omul avea microfon, avea acolo un pic de scule, să zic, și am mers la el și am înregistrat și l-am chemat și pe el la evenimentele pe care le-am avut. Și așa am început, așa am înregistrat primele piese. După aia mi-am strâns și un ban, mi-am făcut la mine acasă cât de cât am un microfon, o interfață audio, căști de monitorizare. N-am cine știe ce echipament, adică înregistrez într-o casă unde a stat străbunica mea, Dumnezeu să ierte. E pur și simplu o casă. Știi, n-am un studio și nici n-ar avea rost să investesc acum într-unul, pentru că eu într-un an mă mut la București. Și atunci vreau să-mi fac acolo, când mă mut, vreau să găsesc ceva. Dar am fost și în studio, am avut experiența asta, am fost într-un studio în Ploiești. Am fost la Alin Radu la studio, mulțumesc frumos pentru tot ajutorul cu piesele din nou. Eu țin să mulțumesc tot timpul tuturor oamenilor, pentru că sunt mulți oameni care m-au sprijinit și m-au ajutat mult. Și prima piesă pe care am lansat-o, care se numește Dau tot, e înregistrat acolo în studio. Mai am două proiecte făcute acolo, care urmează să fie lansate. Unul din ele pe EP, cealaltă e piesa cu clip. Am fost într-un studio în Luxemburg acum luna trecută. Foarte am fost într-un proiect Erasmus legat de muzică și am făcut o piesă cu niște fete și un băiat din Polonia și cu un cor în care eram români, polonezi și turci și o piesă super tare, de altfel nu mă așteptam să iasă așa pentru un proiect experimental, pentru că și instrumental, versuri, artwork cu piesei, tot e făcut de noi. E un proiect început de noi de la zero și dus la 100% la capăt. Și l-am făcut în studio unui DJ internațional din Luxemburg, care are evenimente în Bosnia, în Croația, în Italia. Adică nu m-aș fi așteptat să am parte de chestia asta și cumva am evoluat ținându-mă de treaba asta și trăgând de ea. Când toată lumea mi-a zis că nu o să pot, eu am zis că mai pot un pic. Da, și cumva ai găsit din fiecare, ai găsit oportunitățile astfel încât chiar dacă tu nu ai un studio super mega specializat, da, și așa, să poți să-ți înregistrezi piesele în studiourile altora, astfel încât să iasă la o calitate super, super, da, wow. Și uite, alt exemplu de coincidență în care eu nu cred, care sunt 100% că așa trebuia să se întâmple. Am avut un spectacol caritabil cu Wilding, care era dedicat femeilor bolnave de cancer. Toți banii erau donați către ele. Și era un spectacol de poezie contemporană, erau monodrame, scenete, poezii, muzică, eu am participat cu melodii. Și acolo a venit fondatorul trupei Dâmbu, care e de aici, de la noi, din Prahova, este chitaristul trupei, care a venit să susțină pe iubita lui, care recita poezie în spectacolul ăsta. M-a văzut pe mine cântând și mi-a propus să facem o colaborare și am zis, da, super tare, e wow chestia asta. Și uite, așa am ajuns să am concerte cu o trupă rock. Crede-mă, sună bestial. Adică eu când am repetat prima dată în sala lor de repetiții și am auzit cu chitarele și cu tobele și chitara bas și ce aveau ei acolo, cum sună piesa pe care am cu Maria, care se numește Pădure de Vară, cea de care ți-am zis cu clipul, și am văzut cât de bine pică vocile pe instrumentalul ăsta și știu cum am scris eu piesa asta și mi-aduc aminte tot procesul, mi s-a părut ireal faptul că am ajuns în punctul ăsta și că într-adevăr chiar mă simt artist când cânt cu instrumentiști pe scenă și când am fondul ăsta. Da, și cumva ai găsit oportunități din absolut orice, da, și ai încercat să te dezvolți cât mai mult pe toată partea aceasta. Am cântat acum de curând cu ei în București, au avut un concert și am fost invitatul lor, m-au chemat să cânt și eu. A avut un concert în centru vechi, în București, într-un local. Și a fost genial, adică cine s-ar fi gândit acum un an că o să cânt cu o trupă rock în București, în centru vechi? Este cel mai important, da, că varianta ta de acum un an este cu siguranță mândră de tine, de varianta 100%. Ta de acum. Și de asemenea le sunt recunoscător oamenilor ăstora care m-au ajutat, de care am tot spus. Pentru că fără ei nu poți face muzică singur și când ești pe scenă. Uite, îți dau un exemplu, am fost la Timișoara la un concert la un artist mare și am mai zis chestia asta și o să o zic în continuare peste tot pe unde apuc. Nu o să dau numele, e un artist de top pe care l-auzi de vreo 10 ori pe zi la radio probabil. A avut concert, 100% a fost foarte bine plătit pentru că știi ce prețuri se învârt în industria asta.
și a tratat publicul cu maximă lipsă de respect. A cântat și a făcut show, era coadă de copii de 10-11 ani care stau să facă poză cu el, le-a făcut așa frumos cu mâna cum salută regele de la balcon, s-a suit în mașină și a plecat. Acum, jumătate de oră nu poți să le dedici fanilor tăi, măcar copiilor, le semnezi, le dai un autograf, le faci o poză cu ei, pentru că tu, oricât de mare ai fi ca artist, dacă n-ai un public în față să rezoneze cu tine și n-ai oameni, nu poți să cânti singur pe scenă, e degeaba. Te duci în cap. Până la urmă, publicul este cel care te face un artist mare, pentru că datorită lor tu ești cunoscut. Publicul, bineînțeles. Uite, acum aș vrea să vorbim despre îmbinarea dintre cele două domenii, pentru că am vorbit la început despre partea de implicare în comunitate, iar mai apoi spre această pasiune a ta despre muzică. Cum crezi că se leagă cele două sau unde ai găsit tu îmbinarea dintre cele două domenii? Păi eu găsesc legături în toate lucrurile pe care le fac, pentru că altfel mi-ar fi imposibil să mă împac pe 5 planuri. Și încerc prin muzică să mă și implic în comunitate, cum am zis, să transmit mesajele astea și să-i ajut și pe cei din jurul meu. Și în același timp, cu inițiative caritabile, cum a fost petrecerea despre care am vorbit, cum au fost spectacolele cu Wild Link, colaborările pe care le am, faptul că încerc să merg în mai multe zone, mai multe tipuri de public, încerc să ajung la oameni. Și nu doar prin muzică să zică, mamă ce bine sună, că sunt mulți care zic, mamă ce bine sună, ce frumoasă e melodia asta și atât, fără să fii atent la ce încerc eu să transmit acolo. Da, orice fel de aspect care îți lasă un impact pozitiv asupra ta, da, asupra comunității, astfel încât să poți să îi ajuți cu siguranță pe cei care te ascultă. Și muzica e un excelent liant social. Adică acum în Luxemburg am văzut cel mai bine chestia asta, am stat 10 nopți. Mă simțeam de parcă mă știam de o viață cu oamenii ăștia. Și erau persoane care fac parte din trupe, care au avut turnee internaționale, erau producătorii, instrumentiști. Adică oamenii super, uite, era o fată care cântă la operă, care face musicaluri. Erau tot felul de artiști. Am avut un workshop cu campionul național la beatbox din Luxemburg. Am avut altul cu un african din Togo care a venit și ne-a învățat să cântăm la niște tobe din astea djembe africane. Foarte tare. Cumva te-ai dezvoltat pe mai multe planuri în acea experiență. Da, bine, nu pot să. Dacă mă pui acum să cânt la tobe, mă fac de râs în mare stil, dar strict experiența și faptul că am stat 10 zile cu oameni care au pasiunea asta, m-a făcut să-mi dau seama că noi vorbim despre muzică și despre cum ne dezvoltăm noi și proiectele noastre, ne-am prietenit mult mai bine decât dacă am vorbit despre orice altceva. Și a fost o implicare socială pentru că de multe ori vorbești cu străinii mai deschis și mai lejer decât ai vorbit cu prietenii tăi sau cu oamenii cunoscuți, pentru că știi că pe mulți nu o să-i mai vezi. Poate și eu mă gândesc că și datorită faptului că aveați valori și pasiuni comune, da, și vă lega chestia aceasta cu muzica. Și am vorbit enorm și ne-am prietenit și ne-am dezvoltat și acum chiar plănuiesc să-i vizitez și 100% să ne vizităm și ținem super legătura, vorbim, ne dăm mesaje zi de zi. Și așteptăm să scoatem și piesa aia care e aproape gata, e încă în proces de retușare, să zic așa, la studio. Și toate chestiile astea ne leagă. Eu o să cânt piesa asta la concerte, la evenimente, la festivaluri pe unde merg, o să-i dau play și o să le povestesc tuturor că am fost într-un proiect cu oameni din alte țări și am făcut muzică. Okay. Mi s-a părut genial și asta e implicarea în comunitate până la urmă. Pentru că sunt melodii care te scot dintr-o stare, sunt melodii pe care le ascult când sunt trist și îmi revin. Da, și îți schimbă cumva tot modul și toată partea aceasta. Da. Ceva, vreau să te întreb, unde te vezi tu peste 5 ani? Și ca nivel de facultate, și ca nivel de partea aceasta de muzică, de modul în care te vei dezvolta tu peste 5 ani? Am mai primit întrebarea asta într-un interviu și am încercat să-i găsesc un răspuns și după aia acasă, ce-i drept, mi-a fost imposibil. Cum le spuneam străinilor din proiectul Erasmus, I'm Romanian, I'm going with the flow. Nu știu unde mă văd în 5 ani. Mai sus decât sunt acum, mai bine, o să termin facultatea până atunci, în 5 ani, da. O să merg probabil pe comunicare și relații publice, dar încă nu sunt sigur și o să merg și în ideea de networking pe profilul ăsta, pentru că vreau să-mi conturez o echipă clară. În 5 ani o să, nu, trebuie neapărat, îmi propun chestia asta și eu când mi-am propus un lucru s-a întâmplat în ultimul timp. O să am o echipă de oameni cu care să lucrez, adică producători, partea de promovare, de arte vizuale, nu știu, tot ce înseamnă muzică, pentru că nu-i doar să cânți. Mă înșelam grav când credeam asta. Și vreau să am evenimentele astea constant și mă văd cât mai sus. Vreau să am, nu știu, nu vreau să-mi pun ținte de genul câte albume, câte piese, pentru că eu consider că îți limitezi singur procesul și îți pui singur un target pe care nu ți-l dă cineva anume. Și când tu te grăbești și faci anumite lucruri pe grabă, nu ți-e bine, trebuie să-ți dai timp. Dar mă văd cu măcar o piesă care să fie cunoscută până atunci, în 5 ani, și continuând proiectele astea și continuând cu aceiași oameni și fără să uit de unde am plecat și cine m-a ajutat la început. O să încerc, dacă o să fiu eu mai sus, să-i trag și pe ei după mine, că așa e normal, că și ei m-au tras la început. Până la urmă sunteți o echipă și trebuie, da, să vă trageți cumva unul pe celălalt, astfel încât să evoluați ca echipă, toți, ca colectiv. Și eu tot timpul am mers pe ideea asta. Dacă un om m-a ajutat odată și am ocazia să-l ajut după aia de 5 ori, o fac fără
nicio... Normal. Pentru că nici el nu s-a uitat în momentul în care te-a ajutat. Ia uite. Da. Și acum aș vrea să le transmiți un mesaj tuturor celor care se uită la tine, poate celor care sunt la început și își doresc să devină așa sus și așa de bun cum ești și tu acum. Și poate și tinerilor care nu au curajul să evolueze și să își pună în practică toate ideile pe care le au, însă le au, au idei, au proiecte pe care vor să le implementeze și își doresc să o facă pe viitor. Nu vă dați bătuți și credeți în voi și tot timpul țintiți mai sus. Dacă ai ajuns într-un punct foarte sus, convinge-te pe tine că trebuie să fii și mai sus și ai tot timpul încredere în tine că poți să faci chestia asta și urmărește-ți pasiunile. Asta e cel mai bun sfat pe care pot să-l dau și asta îi spun și fratelui meu mereu, să facă ce-i place și să învețe, să învețe tot timpul, tot timpul să caute să facă ceva care să-l ajute pe el și să... Și pentru tinerii care au pasiuni, găsiți-vă oameni care să vă susțină și să vă înconjurați de oameni care împărtășesc aceleași pasiuni. Cred că asta e foarte important și, fără să mă repet, e un proces lung. Să nu vă gândiți că, nu știu, scot acum o piesă și în două zile o cântă toată lumea. E al naibii de greu. Și trebuie să aveți multă pasiune și să știți că asta vrei să faceți. Te bagi într-o chestie când ești 100% că asta vrei să faci, ca să nu regrezi mai târziu, ca să-ți pară bine că ai mers pe drumul ăsta, pentru că până la urmă și dacă nu-ți iese, mai bine îți pare rău că nu ți-a ieșit decât că n-ai încercat și rămâi cu regretul ăsta toată viața. Și pe principiul ăsta merg și pe ideea că trebuie să lupți tot timpul, trebuie să lupt. Pe asta merg și cu piesa pe care am lansat-o, de asta am și vrut să o lansez prima, piesa Dau Tot, Ștefan Petrei, Dau Tot, o găsiți pe Spotify, pe YouTube, pe Apple Music, pe iTunes, pe Insta Music, pe ce doriți voi. De asta am și lansat-o prima, pentru că vorbesc în ea despre munca asta de a ajunge undeva sus și despre tot procesul care stă în spate și despre ani de zile care nu se văd, că lumea te vede pe scenă, dar nu te vede pe tine în spate când nu dormi noaptea și nu mănânci și iei plicuri de magneziu ca să stai treaz și stai pe pastile de inimă înainte de saga ca să nu mori. Și foarte multe experiențe pe care mi le-am asumat și care îmi plac și de la care nu mă dau înapoi, în afară de excesele astea pe care ți le-am enumerat, care sunt conștient că nu sunt sănătoase și încerc să le înlătur pe cât de mult posibil. Dar trebuie să știi că dacă ai un vis și vrei să faci ceva cu el, trebuie să muncești foarte mult pentru el și trebuie să te dedici și uneori să nu dormi noaptea și uneori să nu ieși cu prietenii când ai chef și alteori să creadă lumea că ești nebun, că în loc să ieși pe afară, stai în casă și înregistrezi, etc. Dar chestiile astea vin și trec. Important e ce rămâne în tine și ce lași tu mai departe. Să-ți urmezi pasiunea și să nu te dai niciodată bătut, în ciuda celor care nu sunt de acord cu tine și spun că, uite, nu vei putea să ajungi acolo unde dorești. Totul ține de modul în care percepi tu lucrurile și să crezi în tine și în visul tău cu siguranță. Ștefan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ne-ai împărtășit o parte din viața ta și din aspectele care te înconjoară, pasiunea ta, muzica și totodată implicarea în comunitate, modul în care ai avut o activitate destul de bună din punctul meu de vedere în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor. Iar celor care au urmărit acest podcast, le mulțumesc și totodată vă invit să urmăriți și celelalte podcasturi. Iar pagina de Instagram, proiectul nostru, este deschisă și vă invită să-i dați un follow, astfel încât să fiți puși la punct și la curent cu toate noutățile din viața tinerilor și toate activitățile care se întâmplă în orașul nostru, în Ploiești. Vă mulțumim pentru vizualizare și până data viitoare, vă urăm la revedere!